caz șocant în comuna Malovăț din județul Mehedinți. Localnicii au descoperit cadavrul unui bărbat înjunghiat într-o curte. Potrivit anchetatorilor, omul a fost ucis de cel mai bun prieten de pahar. Tragicul eveniment s-a petrecut pe fondul consumului excesiv de alcool, spun anchetatorii. Inițial, anchetatorii au crezut că bărbatul de 56 de ani a fost sfâșiat de câini după ce, băut fiind, a ajuns în curtea unui vecin, însă polițiștii chemați de localnici au descoperit că acesta a fost ucis. În comuna Malovăț, pe fondul consumului de alcool, a avut loc o altercație între două persoane, iar la domiciliul autorului a avut loc o crimă, în sensul că a fost tăiat cu un obiect tăietor, înțepător, încă nu știm despre ce anume este vorba, și a survenit decesul victimei. Cei doi, victima și suspectul, erau vechi tovarăși de pahar și de câte ori beau aveau câte ceva de împărțit, se certau și de multe ori se ajungea la bătaie. M-a anunțat pe gestionarea de la magazin că un vecin de-al meu este mort în curte la Bădescu. Beuți, toți beuți, au băut împreună ceea ce au făcut. Azi noapte. Din nefericire, de această dată, lucrurile s-au sfârșit tragic. La magazin, adică de la magazin, gestionarea la magazin îl sună că el a omorât pe Romică. El zice pe Romică, dar nu e Romică, ăsta e altă persoană. Deci e unul orodan. El susține că pe Romică l-a omorât. Și s-a dus rău și dar pe la ăla, la oare nici pe ăla nu-l găs. Păcat, ăla se duce în pământ ăsta, la pușcăie. El beat cu ăla să batea. Când e la piel, când e la piel. S-a emis mandat de aducere pentru autor, urmează să fie audiat, deja au început cercetările, au fost audiați și câțiva martori. Cercetările se desfășoară, sunt în curs de desfășurare. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Bărbatul care și-a pierdut viața nu era căsătorit și nu avea nici copii.